10 persoane au fost reținute la Târgu Neamț după ce membrii a două familii de rom din localitate s-au luat la bătaie. Se pare că lupta a început după ce un băiat dintr-o tabără a fugit cu o fată din cealaltă tabără. Singur polițist aflat inițial la fața locului a încercat să aplaneze conflictul, a tras 5 focuri de avertisment în plan vertical, însă oamenii nu au fost impresionați. În urma luptelor, la care s-au folosit bâte și topoare, mai mulți locuitori din zonă s-au trezit cu autoturismele avariate. Lucrurile s-au calmat abia după ce la fața locului au ajuns și mascații. Polițiștii spun că persoanele reținute sunt acuzate de tulburarea ordinii și liniștii publice plus încăierare.